aceste rețete sunt transmise din generație în generație, iar ingredientele pentru aceste mâncăruri sunt cultivate în propriile ferme. Chiar acesta este secretul bucătăriei tradiționale românești. Împreună cu Maria Marina, vă vom arăta cum etnicii români din satul Apșa de Jos, din Transcarpatia, păstrează aceste tradiții. Bună ziua! Sunt Maria, din Apșa de Jos. La noi, în Apșa de Mijloc, toți românii sunt animale pentru ca să facă bun de mâncare. Astăzi o să pregătim coaste cu cârnați, cu tocană, să zice la noi, mămălingă la români, și hribe cu groșteor. Mâncarea e de acasă, carne e de acasă, porcul am crescut noi la noi acasă, socrul meu l-a hrănit și acum o să pregătim. Coastele sunt budite, mai întâi le punem un pic ca să iasă afumatul din talent, un pic de apă și după le spălăm și le dăm la cuc. Punem puțin apă și îi dăm pace să fiarbă. Acum pregătim de tocană. Tocana în multe locuri se face diferit, dar la noi se face cu cartofi. Ca să fie mai repede să fiarbă, cartofii îi facem fără zălău. Le punem în colă. Pasiunea asta de a face mâncare o am deja din copilărie, de la bunica mea. Când eram mică, am crescut cu bunica. Am fost 5 copii la mama, 5 fete, și bunica trebuie să ne gătească de mâncare pentru toată casa. Și mie îmi plăcea mult să stau lângă ea, să văd cum face și ce face. Și mi-a plăcut mult. M-am căsătorit când am avut 15 ani. La soacră tot a fost o bunică care și ea a gătit tare gustos și m-am învățat și de ea tare mult. Unde este mai gustos ca la mama acasă și mai bun? Nicăieri. Și pentru aceea și noi ne stăruim ca și copiii noștri să-și învețe copiii. Pentru asta facem mâncare de asta de acasă, tot natural, tot din grădină, din animalele ce le-am crescut noi. Ne stăruim să facem pentru că este și pentru sănătatea, în primul rând, și este gustos. Și cred că și copiii mei au înțeles asta și o să-și învețe și copiilor. Că deja nepoți când vin, le place toată mâncarea de acasă. Nu zic că nu le place și mâncare modernizată din veacul ăsta. Nu, dar le place mult și mâncare de acasă. Așa a făcut bunica mea, mama mea, m-a măritat socra și baba bărbatului și așa gătesc și eu. Și la mea acasă le place mult. Punem puțină sare, astupăm și dăm pace să fiarbă. Acum pregătim puțină ceapă pentru carne și puțină ceapă pentru hribe. Hribele sunt de la noi, de aici, nu departe, pădurea. Și soțul meu, când are un pic de timp, merge și le strânge. Și noi le gătim. Le dic mic mai mare ca să se însânțească gustul hribilor. Punem un pic de ulei, punem ceapă. Și o frijăm. Carne deja herbe. Au ce miroase de bine. Carne, noi ținem acasă porci, până amuz de aia am avut vacă tot de acasă, dar mă ținem mătușa mea cu smântână de casă, cu ouă de casă, cu carne de casă, tot ne stărim să cumpărăm de la oameni de pe dealuri care lucrează și au de toate și cumpărăm tot să fie o de acasă. Pregătim la tocană și la hribe, groșteu, smântână de casă, groșteuri să zice la noi pe aici, până apșe de jos. Smântâna de casă se cunoaște când este deasă, înseamnă că este unturoasă și grasă și este tare gustosă.
Mâncare de asta se făcea la noi de mult tare când eram copii, la sărbători mari, pe la Paști, la Crăciun, mai de cu seamă. Pregătea bunica să suia în pod, toate se pudea, carne se pudea în pod, la, cum ieșea fumul de la șpor, și se pudea și bunica se sunea acolo și nimica aducea carne, nimica, și se făcea tocană cu carne și cu smântână și cu caș, și toți copiii se strângea, bunica a avut 8 copii, se strângea acasă și cu nepoță și toți mâncam mâncare de asta. Acum sunt vremuri un pic mai grele, că copiii toți sunt duși cu războiul, toți sunt de cei latură și avem de gătit mai puțin, că nu e pentru cine. Tineretul de acum nu ține minte ceea ce am mâncat noi cândva și ei sunt învățați acum puțin cu sushi, pizza. Ne străim să facem pânca este și un pește bun frit, cum se frigea de mult acasă, cu ceapă și coloi, și coste cu cârnați, și mămălugă, și langoș. Ce e bun, tot punem pe masă. Acum le punem hribile către ceapă. Mulți fac hribile, mai întâi le fierb și apoi le pun în... Și apoi fac sosul, dar mie îmi place să le țip de-a dreptul acolo pentru că este mai mirositor. Asta țupăm pe carne. Ceapa. Și lăsăm până ce scade apa și se aprinde. Am nevoie de un grăunte de ai. În hribe, în tahai, la adăugătat, să pun un grăunte de ai, două, pentru că sunt mai gustoase. Tocana începe să fiarbă. Punem puțină paprică roșie. Punem smântână. Asta de acasă. Dacă dorim să fie o hribi mai gustoși, punem smântână mai multă. Punem puțin piperi. Puțină sare. Și un pic de vegetă. Că este mai gustos. Cătăm gustul. Dacă este boghet. Aici pregătim vreo 2 morari. Morarii de acasă, dar din grădină. Tac, strângem gazul, că a început a fierbe deja. Țipăm morarii. Și punem aiul. Hribele sunt gata. Fiica mea este de 30 de ani. Și tare mult îi place și ei să facă mâncare de-a noastră românească, cu sarmale, cu fasole de sorbit, cu ciolan, cu fasole. Și îi place și copiilor ei, și bărbatului. Și... Cred că e face ceea ce fac eu. Îi place mult să gătească de mâncare. La carne dăm un pic de paprică roșie, puțin. Multă lume fierbe mai mult, dar eu îmi place mie să fiu cu mai multă zeamă și numai să treacă puțin în grupul, că e mai cu mult suc în dea. Punem un pic de pipi. Și dăm pace puțin mai să fierbă. Gata. Cartofii sunt fierți. Acum facem tocana. Tocana, dacă se face către hribe sau către carne, se face mult mai deasă. Dar dacă se face cu brânză, se face răruță. Punem. E mult tare, lumea a mâncat tocană
de 2-3 ori pe zi și povestește socra că e când s-a măritat, ele au fost 3 copii la părinți și s-a dus la socra, acolo au fost 11 copii toți băiți. Și când s-a dus acolo, mai întâi a pus să facă tocană, să vadă dacă știe. Și de ce o freci mai tare, de aceea e mai bună. Mai un pic și gata. Când e bărbat acasă, îi dau și lui, îi spun: vină, Ioanea, și tu și freacă un pic în tocană. Ana se răstornă pe un pumn de lemn, care deja l-am pregătit. Am pune mâncare, o ducem la masă. Să pregătește un vas cu apă. Să ia tocană și să face halușcuță. Și punem hribile. Și punem și carne. Avem pepini de acasă, sunt morați, cam cum ai timpul lor. E gata, poftim, poftă bună. Și acum gătesc și eu, pentru familia mea, pentru copiii mei. Bărbatul meu a zis că mi se primește bine și a vrut să ne deschidem un restaurant. Și acum gătesc pentru alta lume. Avem multă lume care, de la noi din sat, care comandă acasă. Am învățat să fac și mâncări pentru tineret. Vin tare mulți alți spes din alte locuri. Turiști, de pe la români, de pe la Ucraina. Și le place mult. Toți spun că e mâncare ca la mama acasă. Și îmi pare tare bine. Lucrăm ca să facem bun de mâncare și pentru alții. Oameni care vin de pe drumuri, trec turiști pe aici ca și intră la o mâncare bună românească. Bucătăria tradițională românească este un adevărat tezaur culinar. Fiecare rețetă aduce la viață aroma autentică a tradiției și a familiei. De la coaste afumate la carne înăbușită cu smântână, fiecare ingredient își spune propria poveste, povestea casei tale.